Partidă dramatică în orașul de la Poalele Drăganei. După 90 de minute de fotbal spectaculos, metalurgistul Cugira a învins greu, dar meritat Gloria Progresul Bistrița. 3-2 a fost pentru cugireni prin golurile înscrise de Mureșan în minutul 7, Cristian minutul 41 și Avramescu minutul 49 din penalti. Pentru oaspeți au înscris Jarda minutul 16 din lovitură de la 11 metri și Rogozan minutul 54. Succesul gazdelor a fost dedicat memoriei fostei glorii metalurgiste Emil Țimpea. De-a dreptul entuziasmante, victoria Industriei Galda de Jos pe terenul mureșenilor de la Ciosă Iernut. După ce la pauză erau conduși cu 2-0, găldenii au reușit să întoarcă senzațional, reușind să învingă cu 3-2. Golurile oaspeților au fost marcate de Cernea minutul 55, Frențiu minutul 75 și Păcurar minutul 79. După aceste victorii, metalurgistul Cugir ocupă poziția secundă în clasament cu 21 de puncte, iar Industria Galda de Jos a urcat pe locul 9 cu 13 puncte. Iată celelalte rezultate. FC Zalău, Avântul Reghin 2-0, Sănătatea Cluj Unirea Dej 2-0, CSO Șorhei, CSC Sân Martin 2-1, FCM Baia Mare, CSM Sighetul Marmației 2-0, Arieșul Turda Unirea Jucu 0-0. Etapa viitoare, penultima a turului, metalurgistul Cugir va evolua pe terenul formației CSC Sân Martin, iar Industria Galda de Jos primește vizita liderului FCM Baia Mare.